Unul dintre porumbei care în sezonul de concursuri 2021, aparținând maestrului columbofil, domnul Nicu Bizrigheanu din Urziceni, a avut o prestație excelentă. Este acest exemplar superb din fața noastră, un mascul deosebit. Ce serie are Nicu? 919-679 din 2019. Foarte frumos, excelent la mână, deosebit. Mătăsos, așa cum îmi plac mie. Așa, da. Aranjat un ochi deosebit. Este porumbelul care este locul 2 la Camin 1, primul maraton extrem, la 976 de kilometri. Super. Concurs foarte greu, niciun porumbel sosit în prima zi la nimeni. Super. A doua zi de dimineață, el ia locul 2. Super. Locul 1 îl ia un băiat de la Stâlpul care an de an joacă bine la maratoanele extreme. Bravo lui. Și a venit și moșul pe locul 2. Moșul la 2 ani, nu? Da. Acest porumbel este din tirenul de la Tănăsoiu cu originala de Verșalde, care e Verhae Constantin cu Van Bruyen. Da. Iar mama sa este scos din renumitul meu Tutankhamon, dublu campion la Asan, care se trăgea tot în Verșalde cu Toie Gut și cu 7775, deci bunica din partea mamei, locul 2 fondan, locul 4 fond palmares, nepoată, fică din baba. Deci tot tilenul de la Tănăsoiu. Și la tată și la mamă, tilenul de la Tănăsoiu, și la tată și la mamă, originalii de Verșalde, și mai apare Toie Gut din porumbeii vechi al lui Bizrigheanu. Super exemplar. Aici am făcut la fel un artificiu pe care i-am făcut acum 2 ani porumbelului care a luat aripa de aur. Avea ouă, cloceau foarte bine și femeia lui și el, și cu câteva zile înainte i-am pus un pui de 5-6 zile, nu s-a mai dat jos după el, când a venit zbang, l-a acceptat, deci, da. Încă o dată confirmă că forma are mare importanță la un concurs. Așa este. Dacă reușești să-i ții în formă, așa faci. Așa este. La acel concurs, femeia lui s-a pierdut. Ați văzut? Da. L-a spus, l-a scos, scoate ceva din el acum? Mai scoate ceva la ora asta? Da. Scoateți, nu? Din toți ăștia care au prestații excelente. Prestații bune, scot. Păi dacă nu, din ei, din care. Da, așa e. Așa. Și mai ales că în spate sunt porumbei adevărați. Nu e întâmplare. La 1000 de kilometri cu vânt în față, dar rău, greu, să nu vină niciun porumbel în prima zi și a doua zi, așa să e. Fie la față. Așa e, așa este. Ce i-ați dat acum, de exemplu? În ce cuplu? Da, tot în combinațiile mele. Tot în combinații. Cu Venus, Tilan. Am fost așa de inspirat când am cumpărat cei 10 pui de la Carlos, Dumnezeu să-l odihnească. Așa de inspirat am fost, i-am dat 200 de euro pe un pui. Vă cred. Da, i-am lucrat și mi-au dat rezultate. Ați avut știam, și... da. Știam ce a cumpărat Carlos. A dat 1.000.000 de euro și a cumpărat de la toți campionii din Belgia și Olanda. Numai vârfuri. Da. Și am principiul ăsta să te duci să cumperi acolo unde porumbeii sunt deja lucrați. Da? Deja lucrați. Și continui tu să-i lucrezi și faci performanță. Ca să te duci la 100 de columbofil să cumperi tu și să-i... E treaba grea. Îmbătrânești. Îți crește barba, bravo. Frumos exemplar. Talie mijlocie spre mică, așa cum... Ușor, mătăsos. Foarte ușor, da. Penaj super, îl ajută mult. Țin la... În concurs. Ține-ți țin asta, la nu? Calitatea penajului. Da. Și porumbeii mijlocii spre mici. Nu-mi plac porumbeii mari. Nu mai vă plac, nu? Grei. Nu-mi plac. Domnul Alexandru, la 1000 de kilometri cu vânt în față și cu ploile care au fost, ăla mare și greu, nu mai vine. Nu mai vine, așa. Ăla o să vină odată când îi bate vântul în cur, cum zicem noi, da. Și după aia, când o dat de vânt în față, îl aștepți. S-a terminat. Da. Așa e. Ăștia sunt porumbei de maraton. Maraton extrem. Maraton extrem, da. Că multă lume vine la mine și zice, vreau porumbei de maraton. Zic, de care maraton? Și de maraton. Pe maratonul începe de la 700 de kilometri și e până la super maraton extrem, tartul 1500. Da, așa nu e. Nu poți cu același porumbel să joci și la 700 și la 1500. Nu există. Așa este, așa este. În primul rând trebuie să știi ce vrei. Da, super, felicitări. Mulțumesc.